vă salut. Mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine. Să știți că a fost o onoare să pot participa la această competiție, la această anvergură a sportului. A fost o onoare să pot reprezenta cu cinste instituția în care lucrez, țara în care trăiesc, județul în care locuiesc. Competiția a fost acerbă, pentru mine o competiție frumoasă, implică adversari pe măsură. Am fost alături de concurenți campioni mondiali ai lumii, la triatlon, la biatlon. Am stat în cort cu campioana mondială, de patru ori campioana mondială a lumii la maraton extrem. Ce pot să vă zic este că mă bucur enorm că sunt din nou prin rândurile dumneavoastră. Pentru mine, acasă este cel mai bine. Mi-am dorit tare mult competiția care a fost. A fost un concurs și este un concurs serie a celor patru deșerturi, începând de la deșertul Sahara, Atacama, Gobi și Antarctica. O competiție autosustinută, 250 de kilometri autosustinuți, cărând în spate mâncare, cazare, tot echipamentul obligatoriu necesar supraviețuirii celor 7 zile în deșert. Startul competiției s-a dat de la altitudinea de 2500 de metri. Am urcat în primele 2 zile până la altitudinea de 3300 de metri. Am prins în soare, am prins viscol, am prins în gheț. Dimineața, când m-am trezit în a doua zi, erau minus 4 grade. Apa pe masă afară în sticlă era înghețată. Pentru a putea alerga, ajunge în a patra zi, la temperaturi de peste 35-40 de grade. Seara, în a patra zi, au fost la ora 22:30, erau deja 35 de grade. Deci o diferență foarte mare a temperaturii. Un teren foarte anevoios, mult nisip, dune de nisip, nisip în ochi, nisip în urechi, nisip în gură, nisip peste tot. Am ajuns în a cincea zi în competiția lungului marș, când aveam de alergat 88 de kilometri. Am atins pragul temperaturii de 48 de grade, erau afară. Am alergat primii 30 de kilometri, eram al treilea ca și clasament. În schimb, când am ajuns la punctul checkpoint 3, în 10 minute am consumat aproape 3 litri de izotonic electroliți și mi-am schimbat cumva strategia competiției. Dacă am alergat și am fost în primii 3 tot timpul, datorită serviciului care l-am, instituției în care lucrez, pentru noi, ca și oameni, tot timpul am considerat că viața are prioritate. Am zis că nu, am zis organizatorilor că o să mă șoresc tot drumul, dar nu o să alerg, deoarece poate deveni la un moment dat un dezechilibru și mă poate scoate afară din cursă. Important pentru noi și pentru mine a fost să pot reprezenta cauza, să pot reprezenta țara, instituția în care lucrez, județul, cu brio. Nu am vrut să risc mai mult decât ar fi fost necesar, nu m-ar fi ajutat, nu știu, dacă aș fi fost lider în lider, să zic, a competiției și nu m-aș fi aflat astăzi printre dumneavoastră. Am considerat că viața are prioritate și am pus în primul loc, mi-am dorit să ajung înapoi printre dumneavoastră, să pot să-mi strâng familia în brațe, să pot să sărut mâinile copilașilor pentru care am alergat. A fost sublim. Cei din organizație știau că lucrez ca și pompier. M-au considerat ca o mașină de luptă. Din 3 în 3 ore, tot timpul îmi luam praf cu proteine, îmi luam izotonicile. Mulțumesc celor care m-au ajutat să pot avea la dispoziție tot ce este necesar. Am plecat, la start cu, nu pot să zic, un mic handicap. Rusacul a fost foarte greu. A fost 12,5 kg. În schimb, am avut tot necesarul, tot ce a fost nevoie, nu am simțit nicio suferință în a putea termina cursa. Nu au fost clipe în care să mă îndoiesc că nu aș termina asta, să nu fiu încrezător. Am simțit ajutorul tuturor celor care mă iubesc și care iubesc ceea ce fac eu, care iubesc cauza copiilor care mă iubesc ajutați. Tot timpul am fost cu gândul pe buze, toți mă întrebau cum de pot radia de fericire. În schimb, am simțit
ajutorul dumneavoastră, a tuturor, a colegilor, a prietenilor, a domnilor ofițeri, subofițeri, a cetățenilor care știu că sunt, am fost plecat și cred că urmăreau cu sufletul la gură competiția, ceea ce mi-a dat o încredere și m-a făcut să mă simt minunat de-a lungul competiției. Vă mulțumesc și rămân îndatorat și sper să duc cu onoare și cu cinste mai departe numele tuturor instituțiilor și a țării și a județului în care locuiesc.